După ce ani la rândul ne-au plecat în Occident studenții, medicii, asistentele și muncitorii în construcții, acum a venit rândul oamenilor din administrația publică. Un primar din județul Caraș-Severin a demisionat și a plecat la muncă în Germania, acolo unde salariul e mult mai mare, iar riscurile să te ia de neaul mult mai mici. Haide! Forță! Numai forță! Mircea Ciobică este primarul PSD-ist al comunei Ocna Mică. El s-a consultat cu familia și a ajuns la concluzia că banii pe care îi câștigă în Germania sunt mult mai mulți decât ăia pe care îi aduce în casă funcția de primar. Știți cum spune vorba aia din popor? Decât în satul tău fruntaș, mai bine lucrător pe un salariu decent într-o țară civilizată din vestul Europei, nu? Eu sunt muncitor tehnician, am tot viitorul în față. Acum stau să mă gândesc că nici leafa de președinte al României nu e cine știe ce. Adică, băi, e cam 1500 de euro, așa. Cam cât câștigi în Germania cazul grav dacă ești nepriceput și leneș. Că dacă te ții de treabă, faci bani mai mulți. Dumneavoastră aveți familie? Bineînțeles că am familie. Și soțul unde lucrează? Lucrează tot într-o companie jumătate de stat, jumătate de regie autonomă. Și vă descurcați? Păi nu, destul de greu. Ce-ar fi, mă, ca într-o zi să aibă și Iohannis o discuție serioasă cu doamna Carmen și să ajungă la concluzia că mai bine pleacă la muncă în Germania, că vorba aia și-a pus omul singur faianță în 6 case, știe și limba, ar putea ușor să găsească de muncă, nu?